Tema e una foarte nișată cu promovarea artiștilor în social media. Vorbeam și cu Florin în pauză pe hol. Cred că, cel puțin în materie de Facebook, cu toate discuțiile din ultima vreme și subiectul fierbinte cu Riciu, ar trebui să ne întoarcem un pic la bazele social media, dacă vreți, și la motivul principal pentru care orice artist, companie, ar fi în social media. O prezentare axată în mare parte pe storytelling și pe lângă asta aș vrea să discutăm cât mai mult, dacă se poate, pe tema asta. Poate aveți niște probleme punctuale, poate reușim să avem o dezbatere mai degrabă decât o prezentare statică a mea în care spun eu cât de tare Facebook și câte lucruri se pot face acolo. Ce să zic, artiștii sunt cumva o nișă specială în social media, pentru că ei într-adevăr au fani. Probabil că e singura zonă unde se potrivește termenul dat de Facebook. Da? Fani. Exact cum erau fani și când comunicau cu artiștilor preferați prin scrisori și puneau acasă cât un poster. Cred că ar trebui să ne gândim mai mult la asta, la treaba asta cu posterele și cu ce așteptări au, de fapt, fanii de la artiști. Companiile au ceva probleme în aceea zonă, pentru că companiile nu prea au fani, cu mici excepții, love brands, Starbucks, Coca-Cola, așa mai departe. Florin o să aibă aici mai multe insight-uri legate de zona de artiști, în general, are și o agenție care se ocupă cu asta, comunicare online, special pentru artiști. Eu o să vă povestesc un pic despre experiența mea cu promovarea brandurilor în general pe Facebook și câteva insight-uri legate de artiști pe care pur și simplu le-am observat. Am lucrat și eu cu artiști acum câțiva ani. Înainte să intru în chestia asta, în descrierea acestei conferințe, am înțeles că ar trebui să mă gândesc la niște probleme pe care le văd eu. Probleme pe care artiștii, în general, le au când vine vorba de a se comunica, a se vinde în social media. Principala problemă pe care o văd eu aici și de care m-am lovit de-a lungul timpului cu diversi oameni din zona asta, a fost că oamenii ăștia fac muzică, de obicei. Sau, habar n-am. Oricum, fac cu totul și totul altceva decât personal branding în stilul ăla de vânzare, da? Adică ies mai degrabă, bă, eu fac muzică, eu stau în studio toată ziua. De obicei, sugestiile mele erau de genul ăsta. Fă-ți un blog. Apoi de scrie pe blog. Sau, fii mai activ pe Facebook. Pune mai multe poze cu tine. Pe unde te duci, fă-ți niște poze, fă-ți niște selfie. Pune-le acolo, revenind la ce zicea mai devreme, cu posterele și așa mai departe. Cred că oamenii asta așteaptă de la tine, vor să te vadă mai des în poze. Și nu doar atât. Mi se pare că artistul e omul ăla pe care te aștept să-l vezi clipind tot timpul. Te aștept să-l vezi îmbrăcat strălucitor, te aștept să-l vezi pe scenă, te aștept să-l vezi în poze foarte agresiv editate, în care arată ca un super erou. Te aștepți, da? Ăla e artistul. Ăla este... Și oamenii la asta se așteaptă, da? Am aici un exemplu chiar și cu Ina. Ca Ina e, dacă vreți, ce să zic, pentru România, Ina e tot ce-ți poți dori de la un studiu de caz. Adică are de toate. Are succes în România, are succes afară, are cea mai mare pagină de Facebook de artist din România. Bineînțeles, care sunt fan din mai toate țările pe unde are succes. Scrie acolo destul de des, dar chiar și la ea se vede că se poate mult mai bine atunci, cel puțin pagina de Facebook. Și vă vorbește acum un om de marketing, un om pasionat de cifre, un om pasionat de măsurători, un om care vrea să vadă un ROI din activitatea pe care o ai pe Facebook. Mai presus de câte like-uri are mesajul ăla sau ce reach are sau chestii genul ăsta. Vorbește un om care tot timpul e foarte
pragmatic când vine vorba de campanie. Asta de vreo 2 ani de zile de când mi-am dat seama că dacă o țin în stilul ăla de hai să facem și noi o campanie cu like-uri pe Facebook, s-ar putea să ajungem să distrugem tot ce înseamnă marketing în social media. Dacă nu ne întoarcem cumva la bază și nu începem să măsurăm conversii și așa mai departe și nu începem să facem remarketing, mai ales în condițiile în care Facebook acum chiar îți pune la dispoziție toate instrumentele de care ai nevoie ca să măsori până la decimală chestiile pe care le faci acolo. Și vorbim și de reach, dacă vreți. E cineva care are nelămuriri în legătură cu reach-ul ăsta pe Facebook? Cu scăderea, da. Asta era amuzant cu problema mai devreme, că a scăzut reach-ul și e perceput așa chestia asta ca o... a scăzut ceva, de fapt. Nu toată lumea știe ce, ce înseamnă reach. Dar ceva a scăzut și întotdeauna când scade ceva e de rău. Că a scăzut, deci nu mai e atât de bine. Când scade costul pe click e de bine, da? Și pe conversie la fel. Deci, sunteți lămuriți cu reach-ul? E vreo chestie pe care ați vrea să o discutăm aici cu toții legată de reach-ul pe Facebook, de reach-ul organic pe Facebook? Super tare! Nu știu dacă merge asta. Ar trebui să meargă, nu? Olivia? Ai fără bateriile la... Nu am venit astăzi. Așa. Ziceam că trebuie să ne întoarcem cumva la bază. Că mi se pare că comunicarea cu Facebook a dat așa într-o direcție foarte... de la ce însemna Facebook, de fapt. Un loc în care oamenii spuneau ce au mai făcut în viețile lor de zi cu zi, da? Dacă vă uitați, apropo de asta, dacă vă uitați pe Facebook, intrați pe un profil, da? Pe profilurile voastre de Facebook, o să vedeți că Facebook vă întreabă în căsuța aia acolo la ce te-ai mai gândit într-o vreme. What's on your mind? Asta este întrebarea pe care se pune Facebook pe profil. Pe pagină, același Facebook te întreabă ce ai mai făcut în ultima vreme, da? What have you been up to? Asta este întrebarea. Vă rog să faceți un experiment din când în când, să vă uitați pe newsfeed și să vedeți câți oameni chiar răspund la una dintre întrebările astea, atunci când vine vorba de profil sau pagină. Vezi că sunt foarte, foarte puțini. Majoritatea sunt bălării. Majoritatea sunt mesaje care, teoretic, nu au ce căuta pe Facebook. Mai ales din partea companiilor. Artiștii au o altă problemă, mă rog. Ei au like-uri și share-uri și comentarii pentru că în general, au succes cu muzica pe care o fac, da? Au fani și atunci fanii reacționează cam la orice poză și la orice... Dar, din nou, pentru un om de marketing, majoritatea mesajelor publicate de artiști sunt zero valoare, pentru că nu le poți cuantifica, da? Nu le poți transfera în oameni care îți cumpără albumul, oameni care îți cumpără o piesă de pe iTunes, oameni care vin la concert și așa mai departe. Nu poți face chestia asta. Sunt pur și simplu niște pagini de Facebook ale unor oameni iubiți de utilizatorii de Facebook, o parte dintre ei, care au foarte multe reacții, care au awareness, un termen pe care eu personal îl urăsc destul de mult, la fel, pentru că e foarte greu de măsurat și cuantificat și foarte greu de cum să zic, de pus într-un raport, da? De performanța unei campanii pe care să-i dea un director de marketing. Și cam atât. Cam despre asta e, cam despre awareness. Acum, revenind la elementele unei povești de succes, conform mai multor cărți și mai multor bloguri de copywriting, cam astea ar fi. O să luăm fiecare element de aici și o să-l analizăm. Avem erou, obiectiv, obstacolul, mentorul și morala. Astea, combinația dintre aceste elemente, combinația ideală, putem răspunde foarte ușor la întrebările alea două, da?
despre care vă spuneam mai devreme. Dar mai să vedem, vă întreb pe voi. Cine crezi că ar trebui să fie eroul unui mesaj publicat de un brand pe Facebook? Unde e conversia în slide-ul ăsta? Ce anume? Unde e conversia? Ce conversie? N-am ajuns la conversie. Chiar un pic, pentru că suntem la cum faci un mesaj pe Facebook. Deci, cine ar trebui să fie eroul unui mesaj pe care scrie pe pagina de Facebook? Audiența? Client. Care trebuie să fie obiectivul unui mesaj pe care îl publici pe Facebook? La ce ar trebui să te gândești? Pe ce ar trebui să se bazeze? Să-i comunici valori. Misiune. Obiectivul ar fi ce speră tot clientul să obțină folosind un produs sau un serviciu pe care îl tot promovezi acolo. Evident, chestia asta ar trebui să vină dintr-un research, dintr-un studiu, dintr-o monitorizare, dintr-o chestie din care să reiasă niște nevoi ale utilizatorilor. Aici e un pic ciudat pentru că atât în poziția eroului cât și în poziția obiectivului, de obicei se află compania. Și în reclamele pe TV, dacă vă uitați, a luat o încărsătură foarte ciudată publicitatea. Deja, dacă nu cumperi pasta de dinți de la brandul X, o să ajungi vai de capul tău. Nu mai ești tu erou la povestiri. Compania e erou. Compania e, da, erou care vine și îți dă ce ai nevoie ca să fii și tu în rândul lumii. Nu e neapărat, nu e cea mai potrivită abordare, dar ne-am obișnuit, e foarte agresiv. Cumpără, nu știu ce, parfum și e o reclamă în care un om merge că și-a dat parfumul ăla și cad femeile după el. De fapt, lucrurile ar trebui să fie un pic diferite acolo. Ceva mai natural. Obstacolul, aici e clar, problema pe care crezi tu că o rezolvă produsul tău. Problema pe care, de fapt, o rezolvă produsul tău. Ce promovezi la produsul ăla? Care sunt calitățile lui? La mentor aici ar trebui să fie compania. Și morala? La ce vă gândiți? Ar putea fi moral. Morala trebuie să fie un call to action pentru ceilalți utilizatori. Adică după ce te-ai referit la erou, la problema eroului, la ce rezolvă produsul tău și te-ai pus în poziția mentorului, ai nevoie de un call to action care să le spună și celorlalți utilizatori, fă și tu așa, dacă vrei să beneficiezi de aceeași reducere, dacă vrei să beneficiezi de aceeași, dacă vrei să participi la concurs, dacă vrei să câștigi nu știu ce. Cred că un exemplu bun pentru ceea ce spui tu ar fi reclama de la PCR-ul asta cu coșul. Nu? Cumva, la asta mă gândesc când zici că eroul care a descoperit produsul, care l-a ajutat. Bine, aia e foarte... Evident, se potrivește chestia asta că e foarte, se merge pe ideea de eroi. Iau un mesaj ăsta mai nou cu eroi din povești și așa mai departe. Da, problema lor e de produs. Degeaba e super storytelling, dar da. Da, este. În general, la companiile mari, chestia asta se respectă pentru că ei au acolo niște oameni care sunt plătiți foarte bine și care fac chestii de genul ăsta. Atât la agenție cât și în companie. Și mai am o întrebare în legătură cu ce ai zis mai despre cu webcast-ul. Eu cred că sunt indicatori care ar putea să măsoare, cum ar fi new users, dacă în analytics sau... Sunt niște cifre pe care ai putea să le arăți unui director de marketing care să măsoare rezultatele unei campanii de web. Sunt cifre. Dacă faci legăturile între ce se întâmplă pe Facebook și analitic și site și așa mai departe, da. Refeream, când spuneam chestia aia cu imposibilitatea de a măsura, mă refeream strict la pagina de Facebook. Adică măsurătorile alea de număr de fani înseamnă că avem un super awareness de reach, ne-a crescut reach-ul. Dar poate ați văzut că mai nou se tot vorbește despre cât... Adică te referi strict la indicatorii de Facebook, nu? Da. Da, așa, da. Se vorbește mai nou despre cât de importante mai sunt chiar și clipurile. Adică de ce ne interesează atât de tare câte clicuri se dau pe un banner?
De ce e atât de important să fie multe clicuri, știi? Atât timp cât rămâi doar la clicurile alea. E foarte ciudat că ne-am obișnuit, venim într-o zonă în care publicitatea practic se măsura în volume cât mai mari. Succesul era de fapt, am avut nu știu cât reach și milioane de clicuri pe un banner. Am ajuns într-o zonă în care utilizatorul e cel care dictează câte clicuri primește mesajul meu de pe Facebook, ce are și așa mai departe. Și e cumva, ne lovim de realitate, știi? Ne dăm seama că ce măsuram înainte, toată nebunia aia de volume, nu mai are nicio relevanță. Și ne dăm seama, și tot timpul se compară, că aud deseori chestia asta. Bă, dar înainte puneam niște bannere pe nu știu câte publicații online și aveam 100.000 de clicuri și aveam 2 milioane de afișări și acum pun un mesaj pe Facebook și are reach de 3.000 de oameni și dau 7 oameni click și... De ce? Înseamnă că nu funcționează Facebook. Bă, nu știu ce să zic. Adică... Te-ai gândit că poate mesajul ăla nu e suficient de bun, că până la urmă pe Facebook lucrurile... Facebook nu o să-ți lase mesajul acolo până adună 2 milioane de clicuri. Nu. Dacă adună 100 de clicuri, ok, mai crește un pic reach-ul. A mai crescut un pic reach-ul, trebuie să mai adune niște clicuri ca să-l crească din nou. Nu poți să cumperi, vreau să am 2 milioane de clicuri, atunci mă opresc. Nu. E în funcție de ce utilizatorul. Și dacă utilizatorul nu-i place mesajul tău, produsul tău, spotul tău și așa mai departe, nu se întâmplă nimic cu el. Nu mai e de volum. Transferat la un artist, am pus aici, da? Cu fanii, fanul eroi povestirii, ce speră să obțină eroul. Ascultând muzica, mergând la un concert, cumpărând albumul și mai departe. Problema pe care o rezolvă produsul tău, indiferent care ar fi ăla. Artistul, în cazul ăsta, este mentorul. Și morala, evident, un call to action pentru ceilalți utilizatori. Vă spuneam de ce mi se pare mie că chiar și la INA sunt uneori, nu cred că se vede foarte bine. Dacă ne uităm un pic la mesajul ăsta, INA a pus o poză cu ea, tagurile Turciei, da? A ajuns în Turcia și a scris acolo Turkey și something, în turcă. Asta fiind și modul în care i-a făcut practic pe oamenii eroii povești. Adică dacă ar fi scris un mesaj în engleză, vă dați seama că poza asta n-ar mai fi avut atât de multe reacții. Să stai un pic. De secure e deribil, cred. Și vezi că e chiar în piața unde s-a ținut revoluția. Nu, ok. De cred că asta e de-aia cu atât mai mult. Nu crezi că în cazul oamenilor din zona asta de... Și microfon aici. Nu crezi că e mai mult despre comunicare decât despre conversie și altceva? Deci, eu mă gândesc din perspectiva, să spunem, a unui fan. El e foarte excitat în momentul în care își dă seama că, băi, mesajul ăsta chiar ajunge la un... idol al lui, pe care el întotdeauna și-a dorit să-l întâlnească, să dea mâna cu el. În felul ăsta, prin comunicarea asta pe Facebook și în afară, mai ales pe Twitter, că știi că mai mare influența e în zona de Twitter, afară pe Facebook. Da. Eu cred că aici e mai important Facebook-ul pentru oamenii din muzică decât ca o zonă care să le aducă conversii. Mai degrabă o văd în a crește, să zic, apropierea dintre ei și fani. Eu sunt 100% de acord cu tine. Problema mea știi care e? Și uite, prin mesajul ăsta, scuze că te întrerup, exact chestia asta, frate, se apropie foarte mult cu fanii de acolo. Da, corect. Și ți-am zis, sunt 100% de acord cu tine. Problema mea este cum reușesc să justific eu chestia asta. Cum reușesc eu să justific investiția INEI într-o pagină de Facebook cu atât de mulți fani, dacă acolo sunt niște investiții totuși. Crezi? Păi chiar și omul la care se ocupă de chestia asta, așa e o investiție. Adică oricum există o investiție, știi? Cum reușesc să justific aia dacă eu tot timpul sunt pe povești de genul ăsta? Știi, crește din nou, să nu crezi că nu sunt ironic sau ceva și sunt 100% de acord că mesajele de genul ăsta ajută foarte mult un artist. Dar n-am cum să nu mă gândesc la componenta aia de marketing în toată chestia asta. Și la cum, care e return-ul, cum îl pui pe foaie.
Păi, dar nu e vorba de a-l pune pe foaie, e ideea că se strânge legătura aceea dintre artist și fan și asta îl face pe el mai apropiat și mai disponibil în a plăti, nu știu, ok, și n-ar fi frumos, n-ar fi mai frumos ca poza asta să fie avut un, un link cu tracking către locul de unde poți cumpăra bilete la concertul Inei din Turcia și să poți să măsori fix câte conversii a generat poza asta? Adică pentru mine clar ar fi fost, știi? Da, știi care e chestia? Nu cred că asta urmăresc oamenii din spate acolo să obțină printr-o poză din asta încă, nu știu, câte like-uri, că nu văd. Are multe, 149.000 ceva de genul ăsta. Dacă extrapolăm chestia asta... De ce nu lasă termine prezentarea, care probabil o... Păi nu, ideea așa, nu, nicio problemă. Eu, din nou, sunt de acord cu tine. Atâta timp cât oamenii ăia din spate sunt mulțumiți cu chestia asta. Dar ce te faci când nu e vorba de Ina, nu e vorba de un artist atât de mare, nu e vorba de un artist care își permite să investească chestiile astea fără să ceară înapoi o justificare în Excel, știi? Atunci ce mai faci? Că atunci chiar nu mai poți să aduci în față să zici da, dar știi, crește apropierea dintre artiști și fani. Și aici ok, crește, dar cu cât crește? Câți bani băgăm? Câți bani ne vin înapoi? Că Ina e un exemplu cum aș da, nu știu, cum aș vorbi de Coca-Cola. Știi, și aș compara orice filmul, păi da, uite Coca-Cola ce face. Crezi că la Coca-Cola stau ăia să calculeze fiecare conversie? Nici n-ar avea cum. Dar când e o firmă care are 150 de euro pe lună buget de Facebook, e la cum cazurile sunt diferite. Și, din păcate, pentru ce ai spus tu, cele mai multe cazuri sunt de genul ăsta, știi, care vor să vadă că li se întoarce cumva înapoi. Vor ca bugetele alea să fie justificate, că voi fi o simpatic când vorbesc despre Facebook, dar oamenii nu prea au încredere în mine așa să arunce cu sute de euro în mine și eu să fac chestii cu banii ăia și să zic, păi a crescut apropierea dintre artiști și fanii lui, e that's it. Dacă îmi permiți o paranteză, sunt instrumente pentru a măsura aceste lucruri, sunt instrumente tradiționale folosite de zeci de ani de zile pentru a măsura notorietatea, notorietatea asistată, notorietatea de a doua zi. Coca-Cola investește și ar putea să facă și alte branduri sau alți artiști care ar putea să lanseze surveiul sau pur și simplu să apeleze la o firmă de research. E foarte simplu. Sunt instrumente, sunt KPI-uri dedicate. Știu că sunt. Alți bani, altă distracție. Încerc cumva să reușesc să, de fapt, ăsta e planul, știi? Din experiența din ultimii 2 ani m-am învățat că trebuie să reușesc să mă folosesc de instrumentele din Facebook, care, apropo, sunt mai mult decât suficiente în majoritatea cazurilor, să măsor tot ce se poate măsura acolo. Și atunci, dacă să pot să fac asta, pe aproape fiecare mesaj, că nu zic pe toate, dar pe aproape fiecare mesaj pe care îl public pe pagina de Facebook, trebuie să am un element de măsurare. Fie că e vorba de un link, fie că e vorba de, nu știu, dacă obiectivul e de customer care, fie că e vorba de număr de comentarii. Dacă e vorba de un concurs rapid pe wall, atunci evident că încerc să-l fac în așa fel încât să aibă cât mai multe reacții, să ajungă la cât mai mulți oameni și tot așa. Adică mesajul este unul foarte tare. Da? E un mesaj, eu împart mesajele pe Facebook în două. Sunt mesaje de construcție, zic eu. Mesaje de construcție a comunității, dacă vreți, pe care nu trebuie să le măsori tot timpul. Adică nu trebuie să te aștepți ca fiecare mesaj pe care îl publici acolo să aibă un return clar. Da? Și mai sunt mesajele de acțiune. Mesajele în care îi pui pe oameni să facă ceva. Mesajele de construcție te ajută să crești succesul unui mesaj de acțiune, practic. Vă recomand și o carte în contextul ăsta. Se cheamă Jab, 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 Right Hook. E scrisă de Gary Vaynerchuk, ceva aici nu stau. Un tip foarte tare de altfel, care compară ce se întâmplă în social media cu strategia asta din box, da? Cu faptul că tatonezi, da? Cu jabs. După care și faci asta ca să-ți pregătești un croșeu care să doboare pe adversar. E foarte agresivă comparația, dar în același timp, dacă citiți cartea, o să vedeți acolo pe exact despre asta e vorba. Despre a-ți pregăti audiența cu fiecare mesaj pentru un mesaj care conține un call to action foarte clar cu ce trebuie să facă omul acolo. Și mi se pare că în cazul artiștilor chestia asta e cea mai tare chestie pe care o pot face. Pentru că au tot timpul un telefon la îndemână și pot face jab-uri oricând, da? Dintr-un supermarket, dacă pun o poză, e ok. Dintr-un oriunde ar fi, dacă pun o poză cu ei, un selfie, e jab-ul perfect pentru fan, da? Îi pregătește pe oameni și le dă tot timpul
le dă tot timpul material pe marginea cărora să discute. Evident că numărul de reacții diferă. Eu am dat exemplu pe INA, dar vă recomand să intrați pe facebrands.ro sau pe alte talk-uri de genul ăsta și să mergeți pe paginile artiștilor mai puțin cunoscuți. Să vedeți cât se chinuie oamenii aia să obțină 10 like-uri, 30 like-uri, 2 share-uri și așa mai departe. Foarte greu, adică... Și mai e o chestie la Facebook ăsta, că mi se pare că trebuie să fii capabil să te reinventezi de fiecare dată. E posibil ca conținutul care a avut super succes acum 2 luni de zile pe Facebook, fie că e vorba de o poză, de un link, de un articol pe care l-ai scris, acum să fie super plictisitor pentru om. E atât de mare volum de informație pe Facebook, pe newsfeed-ul ăla, încât oamenii se plictisesc super repede de orice știre care are potențial viral la un moment dat. Da? Și ați văzut că se întâmplă. Adică există știri care astăzi sunt virale și mâine nu mai știe nimeni de ele. Se duc pur și simplu. A scăzut foarte tare media de viață a unui tip de mesaj. A scăzut la 30-50 de minute. Dacă nu se întâmplă nimic cu el în timpul ăla, e mort. Trebuie să-l iei, să-l refaci, să-l regândești, să-l republici pe pagina de Facebook. Folosești altă descriere, pui alt titlu, faci altceva, cumva să-l readuci la viață. Și chestia asta se întâmplă, mi se întâmplă des la conferințe să mă întreb oamenii, Alex, am avut anul trecut, tot în contextul ăsta, scăderea de reach, am avut anul trecut o strategie super coerentă pe pagina de Facebook. Și am avut reacții, și am avut comentarii, și oamenii erau acolo lângă noi și ne dădeau mesaje mai departe și mai departe și tot așa. Anul ăsta, cu aceeași tip de strategie, mesajele noastre ajung la 20-30 de oameni. Despre asta e vorba. Strategia pe care ai avut-o anul trecut, sau luna trecută, e posibil să nu mai funcționeze luna asta. Chiar e... Mi se pare că... Nu știu. Până acum nu prea spuneam chestia asta așa. Nici nu mi se părea atât de complicat, dar chiar mi se pare că să faci Facebook în 2014, bă, e muncă, frate. Adică chiar e muncă de aia gravă, de creație, de teste, de experiment, de raportare, de măsurare și așa mai departe. Chiar nu cred că te poți ocupa de cum se întâmplă prin multe agenții, să ai 10 pagini de Facebook de care te ocupi tu. Îți pare groaznic. Abia reușești să te ocupi de una, două, da? Publici un mesaj, vezi că nu merge, îl șterge, publici din nou. Același mesaj îl targetezi către femei, către bărbați, după aia, către 18-25, 25-34, 36-42 și tot așa. Vezi unde merge mai bine, îi schimbi poza. Pentru femei, același link îl publici cu o poză, pentru bărbați îl publici cu o poză diferită. Pentru 18-24 îl publici cu un anumit titlu, care funcționează mai bine la 18-24, pentru 35-48 îl publici cu alt titlu. E o nebunie, asta trebuie să faci. Adică dacă nu ești 100% pasionat de zona asta, de comportamentul utilizatorului de internet, nu faci treabă. Este foarte simplu. Dacă nu stai pe ele acolo zi de zi să testezi, să paratestezi, să raportezi, să spui... Deci am pe monitor, e așa înconjurat de post-ituri cu tot felul de idei care vin legate de o anumită poză, de un anumit mesaj, de un anumit call to action. Cine face email marketing, la fel, știe cât de sensibil e fiecare cuvânt pe care îl folosești. În subiectul mail-ului, poți să pui un semn de exclamare la sfârșitul subiectului și să nu mai meargă. E incredibil. Poți să, nu știu, să folosești diacritice și să meargă mai bine decât un text fără diacritice. În subiectul mail-ului. Atât de fină e mintea aia. La fel e și pe Facebook. E fix același lucru. Și ok, dacă ai norocul să dai peste un star de genul ăsta, de calibru INE, care are în spate niște oameni care nu pun atât de mult. Adică, pentru ei, evident că e foarte important să existe pe pagina aia o activitate, să existe poze, să vadă că sunt like-uri, că până la urmă brandul crește oricum, INA e pe trend, da? E foarte tare să faci chestia asta, dar în același timp s-ar putea să ai în administrare un cont de artist mai mic, la început, care trebuie să facă ceva să ajungă măcar la 1% din ce e INA. Să aibă măcar 1% din reacțiile ei. Și vezi că nu se întâmplă, pur și simplu. Publici mesaje cu el, publici un mesaj, publici o poză cu alt artist exact ca asta și vezi că are 3 like-uri. Și atunci îți dai, e mindfuck, nu-ți dai seama care e treaba. Și
atunci intervine o problemă. Atunci intervine o problemă de marketing. Atunci începi să te gândești, bă, stai puțin. Stai că trebuie să refac structura asta, astfel încât să pot să pun pe foaie care sunt rezultatele, da, concrete din ce am făcut eu acolo. Că evident că e posibil ca din 3 like-uri, unul să însemne o conversie, indiferent ce ar însemna o conversie. Că e un abonat la newsletter, că e un om care vine pe site, că e o vânzare, că e unul care vine la concert, whatever. Dar o să simți nevoia la un moment dat să măsori chestia asta. Și mai nou chiar puteți face chestia asta. Remarketing e o nebunie și se poate face pe remarketing. Diferențele sunt enorme între o campanie pe Facebook fără remarketing și o campanie pe Facebook cu remarketing. Diferențele de conversie, nu mă refer. Că de clicuri, evident, sunt mai puține clicuri. Asta sperie uneori. Dar nu e grav. E mai bine că sunt mai puține clicuri, mai multe conversii. Mai puține clicuri, mai mulți abonați la newsletter. Și tot așa. Da. Avem o întrebare. Putem exclude o audiență. Evident. Audiențele. Adică poți să faci campanii targetate pentru o anumită audiență sau poți să faci campanii în care se excluzi audiența respectivă. Dacă tu deja ai dat un newsletter către 1500 de abonați, e posibil ca într-o campanie să vrei să-i scoți pe abonații aia din campania de Facebook Ads, că deja au primit. Dar eu zic eu că cel mai bine e să-i faci și în aia. Adică să primească și pe mail, să te vadă și pe Facebook, să te vadă și pe YouTube, să te vadă peste tot. La conversia asistată. Despre asta e vorba. Poate, nu știu, cred că au rămas 10% dintre oameni care intră pe net și vor laptop și intră pe Mac și cumpără. Restul vor laptop, intră pe Mac, se uită, ies, intră pe Facebook, mai văd și acolo o dată. Da. 10% din cei care intră să caute laptop, care ajung pe Mac sau pe facem o audiență. Eu cred că exact un exemplu prost. Ce, da, posibil. Că mulți se duc pe emoții și cumpără. Păi nu, tocmai asta e. Din câte văd în tot felul de studii, evident că nu mă bazez la temă pe studii, dar din ce văd, sunt tot mai puțini oameni care cumpără doar în momentele speciale, gen Black Friday, atunci da. Dar în rest, sunt tot felul de pași pe care îi fac. Intră pe EMAG, ies, intră pe un site de review să vadă despre ce e vorba cu laptopul ăla, ieși de acolo. Mai intră pe Facebook, poate întreabă și acolo, bă, ce părere aveți despre laptopul tare. Își mai întreabă un prieten pe mail cum mi se pare laptopul și tot așa. Și abia după aia face conversie. Evident că cel mai mult contează last interaction, da? Ultimul mediu până în conversie. Dar asta nu înseamnă că celelalte sunt... Probabil că dacă scoți unul din celelalte, s-ar putea ca conversia să nu se mai întâmple. E posibil. Depinde de modelul de atribuire, nu-i neapărat. Evident! Evident, că sunt o grămadă de situații, da. Ce posturi are un artist în medie pe săptămână, lună? E foarte greu de spus, în medie. Din păcate nu avem... Nu trebuie să spui, dar nu se știe el, că el nu sunt specialist în muzică, el e specialist în marketing online. Cam cât de medie? Între 15 și 25. Pe săptămână. Pe săptămână. Ok. Le-ai calculat pe săptămână pentru că există acel rici medii pe săptămână și atunci se leagă, nu? Întrebarea mea este următoarea. Deci sunt mulți artiști, multe posturi, ok. Eu cred că este o scădere a riciului. Eu cred că este o filtrare. Pentru că pe mine, de exemplu, dacă o văd pe Ina, mai spus mai devreme că își face un selfie, un serios, nu văd noutatea la treaba. Adică nu văd interes. Care-i știre aici? Dar ar fi vreun artist. Ești pe anumine. Ar fi un artist. Un artist de care se face... Să zic că se duce în Facebook și își face o poză. Așa. Deci întrebarea este? Care-i noutatea? De ce ar interesa așa ceva? Cred că... Adică nu cumva a devenit foarte adorat Facebook. Nu. Eu cred că ar unui fan adevărat, se explica singur. Facebook-ul e foarte aglomerat. Și e tot mai aglomerat cu cât se fac mai multe pagini și se îngrijitează mai mult utilizatori. Adică newsfeed-ul ăla e aproape că nu mai încape. Evident. Se vorbește mai nou și despre un nivel de un volum de conținut peste care dacă se va trece nu vom putea să mai digerăm, că nu mai, adică orice om are o capacitate limitată de a citi articole într-o zi, informații. Se ajunge la un nivel
la care informația e prea multă pentru câți utilizatori de internet sunt. Este foarte simplu. Și de-aia scăzut liciu organic? De-aia scăzut liciu organic. Dar costul ăsta, după mine, care este, da, înseamnă ceva. Costul ăsta înseamnă că sunt în tot ce mulțumesc fanilor din Turcia sau ceva de genul. Da. Faptul că scrie și în turcă, sunt o grămadă de chestii acolo, niște elemente importante. Dacă vedem multe costuri de genul ăsta, fără pur și simplu ea stând într-o piață oarecare, da, nu văd care interesul. Păi tocmai asta e, de asta și cea mai devreme că adică sunt foarte multe. Dacă nu reușesc să te reinventez tot timpul. Și eu, de exemplu, pun foarte multe pe anumite portaluri, care trebuie să le cunoaștem. Sunt multe știri de umplutură, cred că asta e cuvântul, da? Da. Care nu pare. Dacă pun ceva important, nu cred că ar trebui. Dacă este ceva important. Îți dai seama că e un... Este ca o știre, ca într-o... Ceva important e o chestie foarte subiectivă. Adică e posibil să fie niște zeci de mii, sute de mii de oameni pentru care poza asta a însemnat mai mult decât orice. În ziua aia, în momentul ăla, știi? Poza asta chiar înseamnă. Pentru... Dacă ar publica o... Știi că la Facebook mai e o chestie, că Ina are, nu știu câți are, vreo 7 milioane de fani? 12 milioane de fani? Aici sunt 148.000. E posibil ca... Știi că aici se mai pot face o grămadă de acorduri fine. Știți că pe pagini poți să publici un mesaj de 10 ori și să-l targetezi diferit. Din experimentele pe care le-am făcut, de multe ori, nu întotdeauna, dar de multe ori, un mesaj publicat, aceeași poză publicată de 10 ori cu target diferit, riciul cumulat e mult mai mare decât aceeași poză publicată pe target-ul la o oră oarecare. Și de pus ar trebui să faci o grămadă de experimente. Ina putea pune poza asta doar pentru fanii ei bărbați, să zicem acum. Și era foarte posibil ca mâine, dacă publica pentru fanii ei femei, să mai obțină încă 149.000 de like-uri. E... na. Cred că ne-a depășit un pic timp, așa că... Nu insist, mai vorbim în pauză, dar insist pe chestia asta. Facebook e experiment. Dacă ești genul de om care... E vorba de alte skill-uri, în afară de a fi un om bun de marketing, mi se pare că e vorba de niște skill-uri de... Să zic, nu știu exact care e caracteristica aia pe care trebuie să o ai, dar trebuie să fii foarte pasionat de... Asta e... descrierea. Foarte pasionat de comportamentul utilizatorului de internet și de manipulare, dar în sensul bun al cuvântului. Da? Nu vă gândiți pe manipulare neapărat cum se cheamă chestia iluminată, da? Nu. De manipulare cel mai pozitiv mod posibil. Cum faci să te adresezi comunităților mai mici de oameni, astfel încât overall să ai un impact mai mare asupra comunității totale pe care o ai, da? În cazul Inei, 12 milioane de oameni. Evident că poți să mergi cu mesaj de genul ăsta. Câte o poză pe zi, către toți și așa mai departe. Dar eu nu pot să apreciez chestia asta să zic that's the best you can do. Că e clar pentru mine, știind ce poți să faci pe Facebook, că poți face de, cel puțin în cazul ei, de 10 ori mai mult de acest. De 100 de ori mai mult de acest. Targetând diferit. Mă rog, sunt o grămadă de schimbând pozele, punând poze diferite. Cam an, nu poți să te adresezi unei mulțimi de 150.000 de oameni și să crezi, adică ar fi naiv să crezi că that's the best picture you can do pentru 150.000 de oameni. Sunt 150.000 de oameni, fiecare da, diferit, da, fiecare are un fel de a fi. Ideal, probabil că ar fi să publici 150.000 de poze pentru fiecare dintre oamenii ăia. Dar e nebunie să faci chestia asta. Cu toate astea, poți restrânge măcar între femei și bărbați. Să folosești niște chestii diferite acolo ca să vezi cum reacționează femeile, cum reacționează bărbații și tot așa. Și cam asta trebuie să faci pe Facebook în fiecare zi. Da. Mulțumesc. Părțesem asta cu adaptarea, că mi se pare că mesajul vine aici nu e tocmai pentru Facebook. E mai degrabă un mesaj gen Instagram. Și am pus asta pe care probabil o știți, dar nu strică să vă reamintesc, cu da, cum ar trebui să sune același mesaj în funcție de rețeaua de socializare. Twitter e mai degrabă rețeaua unde pui, uite, sunt aici acum, trei cuvinte și un hashtag. Facebook e mai degrabă despre story, despre... Da. Mulțumesc!
Mulțumesc și noi, Alex. Dacă sunt întrebări, aș vrea să luăm două întrebări și după care să luăm o pauză de 5 minute. 10 minute, cred. Te rog. Am un site cu istul numele și am o... Am un site, este cu știri din muzică, folosesc Facebook ca promovare, targetat, nu foarte profi, dar oricum sunt cunoscute ce s-a spus. Am primit după 2 luni de zile label de spam de la Facebook. Am verificat rapoartele, nu a dat nimeni report spam pe posturile noastre. Site-ul e lansat în noiembrie, 5.000 și ceva de fani, de like-uri, like-urile 80% plătite către Facebook. Adică campanie. Campanie de like, da, da. M-am uitat, am văzut că au pățit și alții. S-a rezolvat problema cu mesaje trimise, am cerut refund la un moment dat. Deci ei puneau etichetă de spam și pe posturile boostate, plătite. Deci s-au cheltuit niște mii de dolari, în fine. Okay. Le-am scris, nu answer. Le-am cerut bani înapoi, mi-au răspuns de la financiar că îmi dau bani înapoi, dar n-au zis că remediază. Banii și campanii, nu? Da. Pe campanii care se derulaseră deja? Da, banii cheltuiți. Deci bani cheltuiți. Au spus că dau bani înapoi și nu au spus că remediază. Păi nu, dar problema. Care a fost motivul pentru care aș cerut bani înapoi? Pentru că posturile boostate, deci plătite, așa, care intră în review cu roboțelul, așa, erau acceptate. Se derulau, ajungeau la mii de oameni, 15.000, 20.000, bugetul era micuț pe post. Okay. Fiecare, oricine dădea click pe post, îi apărea frame-ul acela unde scria spam, not spam. Și normal că nu mai ajungeau la mine pe site, dar el îmi lua banii. Înțelegeți? Da. Am aflat cum și-a rezolvat problema un băiat din Statele Unite care avea tot un site despre muzică. Le-a scris scrisoare tipărită și s-a rezolvat în 2 săptămâni. Bine, l-a ajutat și locul pe el. Păi nu, că am scrisoarea pregătită, dar astăzi am rezolvat și eu. Deci am lansat o secțiune de concerte la site-ul de știri. Și normal că s-au schimbat, deci era nume site, slash, an, da, lună, zi, slash, titlu articol. Deci toate articolele astea primeau frame-ul de spam. Astăzi am avut site slash concerte. L-am postat pe Facebook fără titlu de spam. Am făcut o probă. A schimbat permalinturile. Da, da. Și am făcut o probă, am schimbat nume site, deci forma de dinainte, am schimbat-o cu nume site slash news slash nume articol. Urcată pe Facebook fără spam, fără captcha ăla ciudat și fără etichetă de spam. Eu știu de, ce înseamnă asta? Eu știu de două situații în care Facebook marchează un site ca spam. Sau o pagină de Facebook, mă rog, link-urile publicate de o pagină de Facebook. Una dintre ele e când exagerez cu numărul de mesaje. E un număr limitat pe zi? Adică e recomandat? Teoretic nu, dar nu e bine să exagerezi, adică n-aș publica 200 de mesaje pe zi. Doamne ferește, nu am 15 știri pe zi. Sunt site-uri, în general publisher, care publică și 30-40 de mesaje pe zi, fără probleme. Și mai e situația în care ești raportat, dar nu de un utilizator, că ca să te marcheze ca spam, un utilizator e prea puțin, adică trebuie să existe niște rapoarte de la 3, 4, 5 oameni minim. Ca să se întâmple. Bine, nu pot, ideea e că nu poți vedea tot timpul. Asta e o altă problemă. În raport, da. În raport arată. În insight. Pe zile, deci raportul acela care poate arată fi exportat. Arată raportările pe fiecare mesaj postat. Nu pe post, nu, pe zile. Pe zile. Deci sunt niște CSV-uri. Dar e pe mesajele publicate, nu pe site. Pe destinație. Da, pe postările de pe Facebook, pe zile calendaristice. Da, așa e. La fel de posibil că la Facebook poți să raportezi orice. Și există formulare de raport chiar pentru site-uri în sine. Adică poți să intri pe un formular de raportare și să bagi adresa unui site, să zici că site-ul ăla it's harassing you sau face spam sau chestii genul ăsta. Eu nu am nimic. Ce mai folosesc la Facebook e și Web of Trust. Deci e posibil. Caută WOT și puneți URL-ul și dacă
e sub 60% sau ceva de genul, e automat marcat ca spam. Autoritatea. Ce... Ai până niște concurenți mai răutăcioși așa, în domeniu? Ți-a făcut, Nu, știrile nu sunt știri din România, deci site-ul se numește așa. Și știrile sunt mai de afară. Deci general nu e de la niște oameni care au un site asemănător cu al meu. Nu există, nu, nu, chiar nu există. Care fac niște rapoarte. Nu, nu există. Da. Și, în fine, deci toată lumea mi-a spus că să dea Facebook cu banii înapoi o tâmpenie. Nu, nu strică să încerci, adică ține-o pe atacă până la urmă poate care au dat pe toți. Da, dacă mai ai o întrebare, dacă nu... Dacă nu mai vorbim pauză 5 minute, nu? Da. Luăm o pauză de 5 minute după care ne întoarcem.